sunt Danu și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi am revenit de la Sumo 179 pentru că o să avem un challenge foarte scârbos, dar care la final, fetele mele, o să merite pentru voi la shopping, pentru că câștigătorul vlogului de astăzi va primi 1000 de euro. Iar regulile sunt felul următor: fiecare dintre noi va avea 2 minute să se plimbe în tot magazinul și să aleagă o combinație foarte, foarte scârboasă pentru fiecare. Adică Adela va alege o combinație scârboasă pentru mine, pentru Betty, eu pentru ea și pentru Arbela și tot așa. Ați interes regulile? Te-ți gata? Eu sunt. Cine-i primul? Hai. Unu. Păi cum? Voi doi și după jucați. No. Trei în același timp. Unu, doi, trei și... Bam, bam, eu sunt primul. Mamă! Trei, haide. Unu, doi, trei și... Ești tristul. Unu, doi, trei și... 1-1 până acum, mai trebuie să știu eu. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Eu sunt primul, Adela a doua, ultima, bebina mea. Dar nu contează! Păi după ce am mâncat eu toate scârboșenile... Păi nu, că testăm toți în același timp. Că challenge-ul e la final, cine rezistă fără să bea apă, ăla câștigă. Noi o să ne culegem la început. Știi deja cine o să fie câștigătoarea? Eu sunt primul, așa că hai să-mi iau coșul. Și am uitat să menționez reguli: după ce fiecare și-a avut combinația scârboasă pentru ceilalți, o să ne testăm toți în același timp, iar cel care rezistă să nu bea apă, ăla va câștiga banii. Atenție, ce-a uitat Andu să menționeze este că avem 2 minute să găsim combinațiile scârboase, altfel doar ce avem cu se va pune. Exact, absolut. Bine, stai așa că dau pe cronometru, deci fii atent. Temporizare, 2 minute. Mi se frică. Deci fii atent. 3, 2, 1 și... Hot pickle. Dacă se pune în coș, te iubesc foarte mult. Și o băutură. Și ca să vă înduceți la final, eu vă pun și un jeleu peste. Asta este combinația mea. Și m-am încadrat și în timp? Da, mai aveai 4 zile de sesiune. Perfect, aici o să fie combinația mea. Haide să vedem la fete. Și acum, bineînțeles, Adela, eu deja nu mai am speranțe. Haide, a început. Hai, Adela, hai. 1 metru pentru o patroană. Dar la ea e lejer. Dar de ce? Dar avem voie să luăm aceleași produse iar? Nu, nu avem voie aceleași produse. N-ai specificat. Oh. Exact. N-ai specificat. Bine, se aplică doar la tine. Nu, nu o să se aplice doar la mine. Lăsați în comentarii voi dacă trebuie să bag regula asta cu ele. Un minut jumate. Mamă, deci la ea o să fie greu că eu am făcut o combinație de aia nasoală rău. Deci, hai să vedem. Dacă Adela are atât de puține idei, eu nu mai am nicio idee. Mama, a fost bine că am fost primul, sincer. A fost bine că mi-am ales de bunile. Mai ai un minut. Mamă, a luat pufuletele picant. Vai, e rău, e rău. Cât mai are? Un minut, fac alianță. Tot un minut mai are, mă, dar are un minut. Oh. Fac alianță cu tine dacă vrei de ele picante, luându și ție de... Nu merge așa. 30 de secunde. Gata coșul? Bun. Sigură? Da. Bine, gata. Deci eu sunt următoarea. Următoarea pe listă, Betty. 3, 2, 1. Pe ce faci? Ah, ok. Hai să vedem ce știa Betty, hai să vedem. Vezi că e doar 1 minut și 54 de secunde. Eu nu mă grăbesc pentru că am văzut cum v-a ajuns vouă timpul și știu că o să reușesc, că o să iau și pe ăsta. Ea e bătrânul. Exact, eu am stat să îmi gândesc. Mamă, strategia. Bă, uite, bine să fii și pe locul 3, că pe locul 3 ai timp să gândești. Da, așa, vă dau ceva și acidula, nu vă las așa. Credeați că vă las așa? Băi, n-ați avut timp să scanați cât am scanat eu. Stați așa. Cât mai am? Mai ai 30 de secunde. Arată-mi, nu mai minți. Un minut jumate, ok. Stați așa că vă dau eu. Vai, e rău. Așa. O să-mi citesc stomacul. Și vă realizați că de căciulă va fi de două ori să testăm, nu? Care era cel mai picant? Ăla. Pot mai fi ăsta era. Așa. Stai așa că vă fac eu pe amândoi ceva acru, ceva foarte acru. A, Andu, mi-ai luat asta? Hai să testi și tu din propriul tău medicament, nu vrei? Cât mai am? Timpul e expirat. Nu, mi-arăți! 40 de secunde. Vezi că iau și un Carolina Reaper de ăsta și un Hachim, iată pe care, uite, cu lime. Eu sunt gata. Sunteți pregătiți? Mamă! Fie rău de tot challenge-ul ăsta. Deci eu am
fost cea mai norocoasă, mulțumesc. Mie de pe acum, parcă îmi vine să-i dau pe ăștia să-l ar vedea, pierd 1000 de euro, dar măcar nu vomit. Am echipat cu mănuși, iar acum pe castravete vom pune acest jeleu super scârbos. Nu trebuie cum... se pune așa, dă-mi să te ajut. Ba exact. Uite așa, nu așa, iubire. Trebuie să punem jeleul ăsta, iar acum o să băgăm în el tapis. Trebuie să-i tai vârful. Ups. Debate rău ăsta, dar așa o să-l facem frumos. Am băgat un tachis drept în vârf. Deci crede-ne că e foarte, foarte greu de făcut un de-asta scârboșor așa. Puțin aici în vârf. A fost puțin de-asta, mamă. Uitați efectiv cum arată. Noi în același timp. Lasă că ne descurcăm. Și am mai tăiat unul pe jumate. Și o să-l facem exact la fel și pe acesta. Fără mai târziu am reușit să dezlipim slepsul. Să punem tajin în vârf ca la celălalt, să le facem la fel. De ce? Partea de la cealaltă combinație am pus chipsurile de Japonia și acum trebuie să punem ăsta. Are fiecare cât un pliculeț. Mamă, ăsta vă zic eu, e ceva. De ce? Și cu ăsta ce fac? Punem puțin, da? Pe asta e combinația mea, asta e combinația mea. Bă, eu zic că e rău de tot, deci eu la asta zic că nu o să reziste niciuna. Și o să câștig 1000 de euro. 3, 2, 1 și dați. Hai, amândouă. Ăla e. Și cu chipsul, trebuie să băgați chipsul ăla, Ma, și acum nu trebuie să beți apă. Deci Adela prima probă a pierdut-o. Deci prima probă a fost câștigată de Betty, care într-adevăr nu a înghițit tot. Nu ai cum să înghiți aia. Nu poți să înghiți așa. Dar n-a băut apă. Ea n-a băut apă deloc, absolut deloc. Și știi ce e cel mai nasol? Noi avem aparat dentar și ne-a rămas un aparat dentar. Deci o să trăiesc așa. Deci prima probă pierdută de Adela. Mai o singură șansă în caz că pierdem amândoi, pentru că la final se face un scor. Până acum eu am 1, Betty 1, Adela 0. Eu am 1 pentru că am făcut-o pe Adela să renunțe. Deci ea prima dată a băut apă. Așa că hai cu următoarea combinație. Asta a fost combinația mea. Cum rândul Adelei să facă combinația aia nasoală? Am luat cutite că n-am găsit lingură. Da, ea n-are lingură aici deloc. Trebuie să nu curgă. Deci vă dați seama ce combinație e picant, cu dulce, cu bomboanele cu gust de vomă. Dar vezi că la asta pui și tu o bomboană, nu pui 10. Nu, pun 3, 2. Pui una din fiecare chestie. 2, hai, bine. Ia, nu-l faci și pe ăsta? Lasă-l pe tot jos, îmi dai mai mult. Păi eu țin în ghipă. Eu le pun, stai. Hai mă, stăm cu lui. Așa, jeleu iute. Vai, deci o să fie combinația. Dar pune o jumătate la mine, o jumătate la Luca, după o să cadă pe jos. Vai, deci dacă nu vomităm vlogul ăsta, să-mi știți mie ce. Mamă, știi cât am fost eu să fac combinația? Era amuzant. Acum nu prea mai amuzant. Haide, nu contează. Deci cât a fost să fac eu combinația, eu m-am amuzat, era amuzant. Da, acum, bă, mi se pare de o scârboșenie rară. O jumătate că o să gadă. Vai, deci acum mi se... Oh, și ăsta-i... Da, deci e mai mult. Ăsta-i pufuleț Carolina Reaper, deci ăsta e nasol rău. Curgă. Nu cade. Mamă, ce asta e ceva rău. Și da. Hai, repede. Să pun bomboana, mi-am pus... asta o știu, e rotareg. Un puțin. Și asta ce e? Asta poate fi vomă. Și mai vin de ăștia, hai drept de cu curgă. Aoleu, cum pute, eu am rotareg. Nu pot deschid, dar tu știi să fie chinuit. Nu, pierd, mamă. N-ai cum. Bravo, Betty. Mamă, deci Betty are 2 puncte, eu 1, Adela 1. Dacă n-ai știut să iei, eu n-am simțit nimic. Tu ai înghițit aia? Am înghițit doar dulce. Da. Acum momentul pe care l-ați așteptat toți, combinația fatală de la Betty. Deci trebuie să mă pregătesc aici. De singura șansă să mai câștigăm în fața lui Betty și să facem egalitate toți e să câștigăm eu și cu Adela. Deci doar așa mai putem lua 1000 de euro. Deoarece până acum Betty ar fi câștigătoare. Evident, scorul e 2. E 2-1-1. Dacă păi nu dacă e egalitate? Păi nu e, n-aveți, dacă ar fi egalitate și ar trebui să mai facem ar o probă. Ar fi 2-2, da, am mai face o probă. Nu, păi vedeți, n-ar fi corect. Ia uite, bani deci, eu probă asta mă țin cât mai tare că vreau banii neapărat și mai facem o probă dacă se înge. Deci ăsta o să devină recipient și o să amestecăm lucruri în el. Mi-e rău. Și veți amândoi. Yay! M-a dus capul când l-am luat. Aici hot chips. Mamă, ce bun e! Ce mă arăt în gură și mi-l dai mie, nebuno! Vai! Unde-i sosulețul? Ia uite la aici. Bă, te rog, nu! Care era? Fiatent, dacă nu-mi pui mie, îți dau jumătate dacă câștig. Îmi dai mai mult de atât, îmi dai triplu. Îți dă tot. Vai, vomit.
Nu. Mai aici un pufulete și rupem puțin din el, băgăm acolo. Ia uitați-l, bam, așa. Avem aici încă un takis. Avem aici și salsa brava, noul takis de la Sumo 179. Ia uitați-l. Ce? Nu, beți amândoi din asta, nebunaticilor. Oh, avem aici root beer. Păi cine e a prima gură? Punem root beer. O să desfac Lady Boba. Vai, vomit. Așa, sper să vină și Boba. Acum e uimit. Mă arată diarie direct. Și bineînțeles ultimul. Cred că m-am lăsat bătută. Ultimul, avem aici grape de la Hata. Deschide ăsta. Dă-mi coace. Bineînțeles ăsta. Ia, că tu ai fost primul cu Duran. Pentru Duran. Bă, eu nu, eu vomit. Eu vreau să încerc. Hai de la, hai. Nu pot. Eu am pierdut banii. Dă banii cu aceea că-i vin eu. Eu am pierdut banii. Nu. Hai de la, hai. Poți, ia să vedem. Păi deja am pierdut practic. Nu. Păi nu, dacă l-ai luat pe ăsta, câștigi jos. Ce foarte nasoală, la de la e la baie vomită. Andu e aici, nu mai poate. Banii sunt la mine. Am câștigat. Deci eu, cu acestea fiind spuse, mă duci în geambo în seara asta, da? Vai, deci vă jur pe ce vreți voi, că eu n-am văzut. Eu nu mai, eu mă bucur că, deci dacă eu luam aia, vomitam tot. Deci eram tot praf. Băieții mei, vlogul ăsta a fost ceva rău. Adeluța acum a revenit printre noi. Că până acum a fost spa direct. Se dă aici cu parfumul magazin, pentru că eu miros. Dar dacă mai vreți o aromă, până data viitoare, nu uitați, eu am fost o guriță mică, cele mai tari produse internaționale din lume. Le găsiți la Sum 179 Prime, tot ce vreți voi, takisuri. Vă las site-ul în descriere. Iubita mea aici care ne-a omorât pe toți și acum trebuie să plec în jumbo. V-am pupat, papa și patroana, cum le zicem de final? Pupice! Mamă, cum a fost pupicea aia?